înceapă viitor, dacă mai vrei să ne mai vedem și, și așa, vedem, dacă nu, nu. Adică nu, eu nu urmăresc să vin la mine, să vin la tine ca să notăm și așa, că nu ăsta e scopul meu și nu, dacă, și crede-mă că dacă ăsta era scopul meu, cumva, sau cumva se întâmpla până acum. Dar ne fiind ăsta scopul meu, știi, gen, eu sunt leger și... Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la un nou episod din seria Catching a Predator. Astăzi vom discuta cazul trepărului Solomon, un caz asupra căruia planează multe suspiciuni, multe păreri, multe opinii, multe acuzații. În ultimele 4 luni am reușit să strâng un număr destul de mare de conversații, de screenshot-uri, să discut cu anumite persoane care au avut legătură cu Solomon și să găsesc firul narativ al situației și într-un fel să descopăr cumva adevărul. În materialul ce urmează sunt sigur că vor exista persoane ce nu vor fi mulțumite de rezultatul investigației noastre, să-i spunem așa, dar cert este că eu vreau să prezint lucrurile cât mai obiectiv, să nu mă las influențat de emoții, de sentimente și să explic exact ce probe avem și ce putem înțelege din ele. Situația stă în felul următor. Până în momentul de față avem 3 posibile victime care au avut legături cu Solomon, plus multe alte screenshot-uri de la care nu putem să găsim sursa exactă, să știm cine sunt acele persoane, dacă sunt minore sau dacă sunt majore. Drept urmare, vom trece prin fiecare, vă voi explica fiecare caz cât mai clar, ca să se înțeleagă, apoi vom da drumul la material. Vom începe cu domnișoara T, o să o numim, în vârstă de 17 ani, care acum câteva luni de zile a avut o scurtă relație cu Solomon și din care s-a întâmplat ca ea să fi rămas sărcinată sau cel puțin așa a crezut. Vă voi citi rapid anumite screenshot-uri, apoi vă voi explica contextul mai în detaliu. Te duci tu frumos, o rezolvi discret acum cât mai repede și o să fie totul ok. Te duci și scapi de el. Da, gen, te duci azi, mâine și scapi de el. Nu vorbești cu nimeni despre asta, nici un prieten de-al tău, nici un nimeni. Îmi pare rău, nu știu cum s-a întâmplat, că gen, I came on you. Te rog eu să nu stai așa, maxim mâine te duci să rezolvi ca să fie cât mai easy. Din aceste conversații și discuții cu fata am înțeles următoarele. Ea a crezut că în urma unui act sexual pe care l-a avut cu Solomon ar fi rămas însărcinată. Așa că i-a cerut ajutorul în acea situație. Solomon, din păcate, nu i-a oferit ajutorul pe care ar fi trebuit să îl ofere. Din păcate, din acele mesaje observăm că nu și-a dat interesul să fie alături de fată în acele situații destul de dificile pentru ea. Vă dați seama, la 17 ani să crezi că ai rămas însărcinată și bărbatul care crezi că ai rămas să te trimită la avort, cred că e o situație foarte dificilă și chiar oribilă pentru fată. Așa că în materialul ce urmează, asta o să fie una dintre întrebările pe care le adresăm lui Solomon. De ce consideră că a fost ok să se poarte așa cu fata? Legal vorbind, nu a încălcat legea cu nimic dacă fata are peste 16 ani, are discernământ conform legii, așa că legal vorbind, nu avem ce comenta. Următorul caz este domnișoara M. Aceasta s-a cunoscut cu Solomon când ea avea 15 ani, urma să împlinească 16 din ce am înțeles de la ea, iar Solomon 18 spre 19, cam așa era situația. Au avut o scurtă perioadă de întâlnit, după care totul s-a terminat. O să citim niște screenshot-uri și apoi vom explica mai mult contextul. O să trească să-mi faci blowjob la comandă, știi, nu? Iar ea i-a trimis aici o fotografie, probabil în care explica că ea nu a făcut nici lui X. Păi eu nu sunt ăla, eu sunt eu și pentru mine faci. Dacă nu plăcea de tine, nu-ți mai răspundeam. Îmi place că pari cu mințica așa și îmi place că faci chestii de dragul meu. Mă intrigă super mult la tine asta, îmi place. Ce dulce ești. Am înțeles, că am că vii pe la mine. Păi ți-am zis când vin. Tu trebuie să vii la plăcerea mea. Păi dacă nu pot acum, păi ar trebui să faci cumva să poți. Trebuie să lași totul pentru mine. Și tu ce faci pentru mine? Cam asta este singurul dialog pe care îl avem așa în mare parte, ce am putut să identificăm că ar fi de la domnișoara M. Mai sunt multe alte screen-uri, dar o să trecem prin ele după. Ideea este că nu știu de la cine sunt, ale cui sunt sau cui aparțin. În continuare, vom trece prin conversațiile domnișoarei B. Screenshot-uri ce arată niște conversații care erau trimise one time, adică se vadă doar o dată, și în asta putem înțelege că scopul ei era să strângă aceste dovezi. Ea a trimis aceste screen-uri mai departe și a expus că i-ar fi explicat că are 15 ani. Din aceste screen-uri nu vedem nicăieri unde ar fi spus că are 15 ani și din discuțiile pe care o să le și vedeți în material cu Solomon, acesta declară că el nu a știut că are 15 ani în momentul în care aveau această conversație sexuală și că fata i-a trimis și ea nuduri, iar când afla că are 15 ani, a tăiat-o. Acum că e adevărat că nu e adevărat, noi nu avem de unde să știm pentru că nu avem alte conversații, avem doar asta. Mă lași să te pup când vii? Cu ochii aia frumoși poate mă faci și mă îndrăgostesc și te iau acasă, pe bune. I wanna fuck you just like that. Neața love. Tu ești mai dulce, mă jur, îmi place rău. Poate mă faci și stau mai mult la Constanța. Haha. Și în acest screen vedem conversațiile domnișoarei B, că le-a trimis mai departe. Și am zis că am 15 ani. Ei bine, noi din acele conversații nu vedem nicăieri unde a zis chestia asta, nu știm dacă e adevărat sau nu, așa că nu putem să arătăm cu degetul spre om, fără o dovadă concretă.
corect? Ideea este următoarea. Părerea mea este că tipa asta a încercat să facă, să încerce să strângă anumite conversații cu el. El declară, cum v-am spus, că și ea i-a trimis nuduri, el nu are conversația, fata nu ne-a mai trimis alte conversații, deci nu știm care este realitatea. Chiar nu știm care este realitatea și eu nu o să lansez supoziția iurea. Acum mai urmează niște screen-uri random, de care am înțeles că sunt din anumite părți, nu le luați de bune, habar n-am cu exactitate. I want to feel how thick and hard it is for you. Și este o poză cu el în chiloți. Am înțeles că asta a fost trimisă unei fete majore, cel puțin așa a declarat domnul Solomon. Dacă nu este așa, dacă există vreo minoră care a primit chestia asta, vă rog să mă contactați și dăm update la material, nicio problemă. În momentul de față, noi nu știm de la cine este această poză, circulă pe internet. El a declarat că este de la o fostă iubită majoră. Și eu am emoții, dar vreau să fii brave și ascultătoare pentru că mie drag de tine, tare rău și o să te fac să te simți cum trebuie. Dar o să vreau să ai curaj, gen, când ne vedem, să fii curajoasa mea. Sună grooming rău de tot acest screenshot, sunt de acord cu voi. Nu știm cu exactitate al cui este, cred că este al domnișoarei M, pentru că este pe Instagramul vechi al lui Solomon, pe care nu mai are de vreo 2 ani, deci când ea avea 15 ani, el 18-19. Please baby, you can't leave me like this, help daddy come, you did this. Aici un alt screenshot, presupun că din aceeași conversație precedentă, în care îi se afișează chiloții, dar la fel nu știm de la cine este în continuare, cum a declarat el în materialul ce urmează, ar fi de la fosta lui iubită majoră. Pe internet mai circulă și un videoclip cu el, ce arată ca și cu Felipe, cu Ah Daniela, bine, doar nu atât de sugestiv, doar partea finală. Nu știm de la cine este, nu avem nicio confirmare, singura informație pe care o avem din partea lui este că este același clip tot de la fosta lui iubită majoră. Bun, după cum vedeți, astea sunt în mare parte screenshot-urile care circulă pe internet cu Solomon. După cum vedeți și voi, așa cum văd și eu, nu avem absolut nimic concret care să ne dea de înțeles cu certitudine că individul încearcă să raculeze minore. Totul în momentul de față este pe bază de vorbe pe internet, ce se aude, ce se zice, așa că eu nu am cum să-mi dau cu părerea. O să dăm drumul la material acum, o să îl ascultați pe el, o să-i ascultați răspunsurile și voi decideți ce să credeți și ce să nu credeți. Mărgi, dă drumul la material. Fai de viața mea. Da. De unde să încep? Vreau să vă zic că eu am vorbit cu un prieten de al fetei cu screenshot-ul ăla cu pe care l-ai pus tu la story. Și fata este majoră, are 19 ani și a mințit în legătură cu faptul că a fost însărcinată pentru că s-a obligat că nu a mai stat împreună cu ea. Am sursa screenshot-urilor de la prietenul ăsta de la care a trimis mai departe și din cât am înțeles are o prietenă care și-a făcut un cont dându-se drept o fată de 15 ani ca să mă pună pe mine într-o lumină proastă. Eu nu am făcut niciodată o chestie de genul ăsta și nici nu știu de unde până unde toată chestia asta, dar da, am vrut să vă zic că mi s-a arătat și mie sursa zvonurilor astea. Și da, eu cred că este o foarte mare neînțelegere. I-am scris și tot cum am întrebat-o de ce a făcut chestia asta sau de unde până unde. Dar ce ți s-a spus ție? Dar să înțeleg că nu vrei să ne vedem, vrei conversație telefonică doar. Da, aș prefera să... Sau... Adică știi cum funcționează materialele mele, știi... Că eu nu merg pe presupuneri sau altceva, ci eu merg pe fapte concrete. Bă, da, frate, dar gen, eu știu că contul ăla al fetei de 15 ani este anonim, adică nu e o persoană reală. Și asta sunt niște, eu, gen... Știu că conversațiile astea sunt doar niște screenshot-uri, niște print screen-uri, nu e o conversație sau... Că așa știu de la prietenul care știe de la fata cu care ai vorbit și tu, din câte știu. Da, e clar că nu știi câte fete m-au contactat.
acele persoane sunt oameni reali? Sunt oameni reali cu care ai conversat, chiar și pe videocall. Închide ușa, te rog. Și pe videocall? Da. Deci când ești liber să ne vedem să discutăm aceste aspecte? Pentru că materialul se iasă oricum. Vrem doar să-ți oferim și ție dreptul la replică. Nu știu, când ai timp, presupun. La pe mine mă șochează, sincer, pentru că nu... Pe asta, vrem să ne clarifici și nouă aspectele astea, știi? Că una e când ne spune cineva ceva, dar vrem și să ne spune și cealaltă parte punctul ei de vedere. Da, adică normal. Tu... Acum, la ce mă gândesc, oricine are prezumția de nevinovăție până în momentul în care există o sentință definitivă. Încă și în cazul acesta, Andrei, sfatul meu personal, dar din că tu spui că te știi nevinovat și că nu există absolut nicio fel de problemă, să vii să vorbești normal, asta e aia, asta a fost așa, sau poate nu le cunosc, sau că nu e obligatoriu să cunoști toate acuzațiile pe care ți le pot aduce anumite persoane. Corect. Și în viața asta și mie lumea, spre exemplu, îmi spune viața privată acid de baterie, că pe unde am mers am lăsat urme. Adică acum fiecare dintre noi avem... Normal. La cât termin concertul? La 12. Ne vedem după? În cartier? Da, ne vedem după concert și discutăm. Perfect, așa facem atunci. Super, mulțumesc! Bun, acesta a fost Solomon, vedem diseară ce iese. Noi am venit la întâlnire cu domnul Solomon, el încă n-a venit. Îl căutăm. Speaker. Are telefonul închis sau nu se află în area de acoperire a rețelei mobile. Vă rugăm reveniți. Alina, dă-ți apă? Eu nu cred. Se simte în pericol? Hai să mai încercăm. Abonatul apelat are telefonul închis sau nu se află în area de acoperire a rețelei mobile. Vă rugăm reveniți. Solomon, de ce faci treaba asta mai grea decât ar trebui? Nu ne seama că totul să-l prindem. Doar el poate să ne răspundă la întrebarea asta. Da. Revenim cu update-uri. Cum este să aveți în label-ul pedofil? Mesaj pe WhatsApp. Add to contacts. Free look. Ion? Nu mi-apare nimic. A primit mesajele, mi-a dat ocupat la număr, deci clar le vede, nu? Bă, greu e mult să prins prădătorii ăștia de se ascund. Mi-a murit telefonul, acum am pregătit să mă întorc în cartier. Și gen, cam asta e ideea, să nu crezi că te-ai să pui sau ceva, pentru că nu e așa, cum am văzut și story-ul tău, mi-a arătat cineva. Și gen, eu încă sunt dispus să discutăm toate alea, să nu-ți faci probleme sau griji. Păi cum viața mea, că lumea îmi spune că nu te mai lasă free look să vorbești cu mine. Nu, doamne ferește, nu, ne vedem, discutăm tot ce trebuie, să nu crezi că așa și pe dincolo. Bine, noi suntem în cartier, în cât timp ajungi? Păi, mai stau 20 de minute să-i duc și eu pe ai mei și după aceea... Cam în vreo 40 de minute, cam așa ar trebui să fie un cartier. O dată ce mi-ai dat telefonul, te sună după numărul meu sau dau mesaj pe grup acolo și ne întâlnim. Unde vrei să ne întâlnim? Unde vrei tu, mă? Păi unde vrei tu, unde ți-e confortabil. Eu vreau să înțelegi ideea, conversația noastră o să fie ca o conversație între băieți, nu e... Da, frate, știu. De... Am venit eu să mă iau de tine, înțelegi? Doamne ferite, nu m-am gândit la chestia asta, o să vin singur, dacă te gândești la asta să fac. Nu mă gândeam la asta, mă gândeam doar să înțelegi că nu ești în pericol. Frate, știu, nu am de ce să fiu în pericol, pentru că eu știu foarte bine ce am făcut, dacă am făcut și ce n-am făcut, dacă n-am făcut, știu ce zic. Tu-ți faci treaba, ai datoria ta, să faci treaba, eu respect chestia asta, o să vorbim ca doi băieți, super tip. Bine, o să dau atunci story-ul la jos și te aștept să mă suni în 40 de minute, da? Bine, mulțumesc mult! Mersi și eu, salut! Salut! Bună seara! Ne-am întâlnit în sfârșit cu domnul Solomon, care a fost de acord să ne răspundă la mai multe întrebări. Anumite persoane îi aduc niște acuzații și l-am rugat să ne vedem căci aș vrea să le discutăm și să-mi spună și varianta lui, desigur, căci cam despre asta este proiectul.
Nu putem să îl credem pe cineva vinovat, ci trebuie să-i ascultăm și varianta lui. Salut! Salut. Mulțumesc că ai acceptat să te întâlnești cu mine. Spune-mi cine ești în primul rând, să te cunoască lumea. Eu sunt Andrei, sunt artist, fac de 7 ani muzică și am aflat și eu random că aș fi acuzat de faptul că am vorbit cu copile sau... Că ai fi întreținut relații sexuale cu copile. Cu minore, nu copile. Păi, în primul rând, vreau să vă zic că pe Sfânta mea Cruce, dacă s-a întâmplat ceva de genul ăsta vreodată, vreau să vă spun că direct, s-ar putea ca multă lume să-mi vrea mie răul, pentru că fac muzică de 7 ani și gen trag în fiecare zi să urmez visul, deși nu toată lumea mă avea pe mine sus neapărat. Poate am și persoane care nu mă plac, dar care poate am înscenat niște chestii să-mi facă mie rău, știind că nu am nicio greșeală, eu chiar n-am greșit nimănui, nu sunt genul de băiat și George mă știe de atâția ani de zile, mă știe familia și vreau doar să văd și eu despre ce este vorba și să îți spun că chiar nu este adevărat, adică... Ok. Na, din câte am înțeles, s-a făcut un cont fals cu care ți-a trimis niște conversații. Hai să începem cu începutul, sigur. Trecem prin toate. Da. Ce poți să-mi spui despre persoana asta numită? Ora este prietena mea, este fana mea, a venit la concert acum, ne știm de mult, am avut și treabă. Ce vârstă are? 19 ani, așa mi-a zis. Și știu foarte bine care are 19 ani, dacă vreți puteți să-i cerem buletinul. Ți-a arătat buletinul? Nu, dar putem să îl cerem chiar acum. Are 17 ani. Poftim? Are 17 ani. Nu cred. Și când ați avut voi treabă, când ați avut treabă? Dacă ea în acest moment acum... are 17 ani. Nu. Serios? Pe mine m-a mințit, mi-a zis că are 19 ani, s-ar sărate conversațiile. Poți să-mi arăți conversația, dar întâi mi explici când s-a întâmplat treaba dintre voi. S-a întâmplat acum câteva luni. Acum câteva luni? Da. Ok, avea 16 ani atunci. Din punct de vedere legal, ești safe. Avea 16 ani. Nu asta este problema. La 16 ani, fata are discernământ. Deci tu spui că ea... Rom a mințit, gen, mi-a zis... Eu am... Ai vreun mesaj care ar putea are să... ea, eu nu mai am conversație, dar are ea. Îți promit. O să încercăm să luăm legătura și cu ea. Da, trebuie să vedem punct de vedere și acum. Te rog frumos, chiar te rog frumos, pentru că... Na, fata nu părea sincer și gen, eu am întrebat-o inițial, am întrebat-o câți ani are și mi-a zis că are 19 ani. Poate să confirme și ea, crede-mă pe mine. Nu este gen, nu am avut intenția, să-i seama... Că nu m-am interesat eu atât de bine, poate că a fost greșeala mea, că nu m-am interesat cât ar fi trebuit. Dar fata nu părea că are așa, că era mai mică ca mine. Era e tatuată pe mâini, pe picioare, chestia, adică nu... E nici grupii? Nu dat... Poftim? E grupii? Am ajuns să fim prieteni. E grupii? Nu. A fost grupii? Nu cred. Nu. Nu o văd așa. Ok, nu o vezi așa tu. Gen, nu e la modul ăla. Nu s-a comportat ca un grupi. Simți că ea te-a agățat pe tine sau după ea? Cred că a fost reciproc. Cum a decurs? Cum ați intrat în contact? Pe Instagram, cred că m-a pus la story sau invers, am început să vorbim și am vorbit o perioadă. Și ce s-a întâmplat între voi doi? Doamne. Nu mă interesează actul în sine, ce s-a întâmplat după. Clar. Păi... m-a mințit că este însărcinată, asta și de la un prieten de-al ei, care se știe cu ea și tot așa mai departe, și mi-a zis și ea că e o minciună, că a fost o minciună să se răzbune pe mine, că nu m-a mai găsit după ce am fost împreună. Ah, ok, deci a crezut că sunteți împreună. Nu că suntem împreună, gen că nu am mai căutat-o după ce ne-am văzut de câteva ori, dar ne-am mai vorbit între timp. Am primit niște mesaje de la prietenul ei, care stă cu ea în oraș, și mamele lor se știu, una cu cealaltă, că a fost o minciună. Doar ca să mă facă pe mine să mă simt prost sau să mă pună pe mine într-o lumină proastă. Și acum la concert m-am văzut cu ea și am discutat despre chestia asta. Și... Na, mi-a zis că îi pare rău, că... Na, că am aflat și eu adevărul și... Tu te-ai văzut cu ea în seara asta? Da, a venit la concertul meu, este fana mea. Înțeles. E susținătoare de-a mea. Da, asta... Eu știindu-mă cu ea. De asta
vreau să-i dau dreptul la replică, pentru că există astfel de situații, chat. Eu sunt la curent cu astfel de situații. Ce s-a întâmplat când ai aflat că e însărcinată? Când ai aflat că se presupune că ar fi însărcinată. Că se presupune că ar fi. Da, păi m-am panicat de seama că... Na, ce faci atunci când îți spune cineva că... Ai trimis-o să se descurce să facă avort? Da, dar... E foarte contextual screenshot-ul ăla, pentru că eu am tot vorbit cu ea, am vorbit cu ea, adică nu i-am zis doar așa și hai pa, adică gen, am vorbit cu ea și chiar am fost interesat și chiar am vrut să o ajut să... E sugerat să mergi cu ea? Păi nu e din București, din... Irrelevant. Dacă aș lăsa o fată însărcinată și aș dori să facă avort, răspund că aș ajuta-o până la capăt cu acest demers, nu? Da, dar m-am interesat, i-am dat sfaturi, i-am dat pont ce ar trebui să ia... Bani? Păi costă. Da, dacă era nevoie, normal. I-am zis să-mi ceară orice are nevoie. Nu vreau să decupesc contextual sau să creadă cineva vreodată în viața asta că noi încercăm un fel sau altul să umblăm la material. Importanța... Normal. E frig, cu toate că e martie, frig. Importanța unui material de genul ăsta este de a înțelege că, până la urmă, persoana care... Una dintre persoanele, că sunt mai multe persoane care ne reclamă posibilitatea ta de a fi un prădător, este o persoană care se declară în primă instanță, să zic așa, în prima idee, se declară speriată de tine, dar cu toate astea ea vine dintr-un alt județ al țării la concert. În seara în care noi te prindem pe tine, adică vi se pare, de aceea, în secunda în care vreți să faceți cuiva, să zicem, un rău, doar de dragul, vorbesc eu după aceea, scuză-mă, frate. Doar de dragul de a face un rău, gândiți-vă că puteți lansa niște serii de acuzații care se vor întoarce mai bine sau mai târziu împotriva voastră, orice spuneți. Acum lăsăm seama că le exonerează pe el cu ceva de... Nu, eu îmi asum partea mea de greșeală, neinteresându-mă destul de bine și neștiind în final vârsta e reală, acum am ieșit, nu știu. Eu am rămas șocat pentru că nu mă așteptam la ea și oricum fata... Gen, mi-a zis tot adevărul cu contul fals, cu povestea, cu minciuna, cu sărcinatul, cu nu știu ce, mai puțin detaliul ăsta, de care chiar nu știam și... Informațiile astea le-ai? Nu, dar le are ea. Eu nu mai am conversație, dar sigur o are ea. Dacă a avut de unde să trimită conversații cu mine, sigur are și conversația în care îmi spunea că are 19 ani. Sunt ferm convins. Dacă nici ea nu mai are... Ok. Na. De ce ai spus să nu spună nimănui, să nu anunțe pe nimeni de chestia asta? Că e sărcinată. Uh-huh. Păi nu am vrut să se răspândească zvonul cum că aș fi lăsat însărcinată. Da, normal, adică e ceva sensibil. Voi stai pe tine. Și pe mine și pe ea implicit, păi pentru că ce? Nici... Păi e o lumină proastă pentru amândoi. Adică ea că a fost impregnată de mine și eu că... De ce o lumină proastă pe ea? Pentru că nu suntem într-o relație serioasă ca să... Mă înțelegi, ca să fie bine sau ca să... Eu, în continuare, cred că mai mult era despre tine acolo. Cred că mai mult erai speriat să nu afle lumea că ai făcut chestia asta cu o minoră. Nu, am făcut chestia cu însărcinatul. Îți zic din nou, nu știam că este minoră. Ok. Asta mi-e sfânt acum, este în fața bisericii. Nu vreau să mă jur, dar... De asemenea, încă o dată trebuie să facem mențiunea că... orice fel de acțiune, indiferent că se acceptă minima diferență pe care o prevede actul normativ, ideal pentru orice bărbat... În special persoană publică, care are o anumită influență. Să-și încerce pe cât posibil să-și cunoască, ok, normal, sunt de acord. Da. Și nici noi nu o să pozăm în cineva mai catolic decât papa. Adică nici noi că mergem la un suc cu cineva, poate nu-i cerem de prima buletinul, arată-ne buletinul să vedem cum te cheamă. Corect, buletin. Corect, dar ar trebui să-mi asum fiind un artist și... Nu înseamnă că tu ai drepturi mai multe sau obligații mai multe față de noi. Înseamnă Doamne ferește, eu ar trebui să mă interesez mai mult în special pentru chestia asta. Să fii mai atent la exact la ceea ce normal, faci. Sunt total de acord. Na. Am rămas bulversat, îți dai seama, aici, ăla chiar nu mă așteptam. Să știi că, la un moment dat, uite, lumea de multe ori ne acuză că ceea ce facem noi aici e... Nu, eu vă respect pe voi, eu, gen, de asta am și venit să mă văd, de asta am și fost cooperativ, pentru că asta e nou și pentru mine, acum ce se discută aici și așa. Și în momentul de față, noi am avut de câteva ori de alege între a ne proteja pe noi și familiile noastre sau a face ceea ce trebuie să facem. Normal. Pentru proiect. Te duci și scapi de el. Simți că asta e ceva ce ai spus? A, da. Despre... Te duci copii. Azi mâine și scap de el. Da, da, astea sunt doar pozele pe care le-am trimis. Nu e conversația ce-am vorbit, gen, ce-am vorbit noi. Ce ai fi făcut diferit? Adică simți că ai greșit cu chestiile simt astea? Simt că am greșit că pentru că nu ai fost alături de a cum ar fi trebuit?
Bro, dar nu adică e... înțeleg că nu era iubita ta și nu știu ce, dar la plomă... Ea știa foarte bine ce relație avem între noi și eu îmi permiteam să... Adică dar nu dacă am fost ai fi rău lăsat-o și... însărcinată, nu simți că da, trebuie să ți-ai asumi, să o ajuți să... activ. Da, normal. Nu păi prin mesaje, zis... nu printr-o conversație. Da, du-te, fă aia, fă păi aia. Bro, era la ești artist. Brașov. Și ce, era scumpă benzina până la Brașov? Nu, ce-i drept. Dar dacă avea nevoie de mine fizic ai acolo... Ai soră, ceva? Da. Câți ani are sora ta? 19 ani. 19 ani. Mâine o lasă gravidă, zi frate, un trapper. Nu cu cu trapper. Are iubit whatever. De 3 ani. O lasă unul, un trapper, e fascinată de un trapper și o lasă gravidă. Te deranjează după aia că nu mai, nu-l mai interesează de ea? Păi, m-ar deranja, îți dai seama că ăsta e instinctul meu de frate. Perfect, normal. Perfect. Așa poate și dar are asta un nu înseamnă și... cu ar fi și vina ei. Pentru că s-a lăsat în poziția aia și în ipostaza aia de... Sigur, când, a de când de majoră, da, sigur. Da, poate că eu am fost prost că nu m-am protejat, dar asta nu o scapă nici pe ea de vină. Mi-a zis că nu e real că... Aici greșeala ta și asta merge pe... Deci greșeala ta principală este că ai acordat unei persoane care manifestau oarecare obsesie față de tine. Ai acordat... de fapt, ai dat mai multă atenție. Și ai acordat mai multă atenție și ai dat senzația că ție îți pasă de ea. Da, da, ea știe că avem o relație de pe tine, n-a fost la modul ăla. Nu știu ce știe dacă o femeie și-a tatuat pe mână o piesă de-a ta. Ce ți-a trimis poza din conversația mea cu ea? Poftim? Ce ți-a trimis poza din conversația mea cu ea? Prietenul ei, de sigur. Cine e? Da. Este o fată de aici, din, de la noi din zonă, din cartier de aici. Ok. Câți ani are? E major, are 19 ani, 18. 19, 18. Cred că 19 are. Când ai fost în relație cu ea? Nu am avut o relație. N-ai fost într-o relație cu ea când avea 15 ani? Nu. Relație nu. Ați avut treabă? Acum vreo 4 ani? Acum 4 ani? Da. Acum 4 ani, da. Tu aveai cât? Am... Câți ani 3, 23, 22, 21, 90. 19, 18. Cum ai ajuns de la 23 la 23, 22, 18? Da, noi suntem la finalul anului și asta poți să... Da, aveam 19 ani. 19 ani și a 15. Ok, nu e atât de grav. Ok, deci mi-a avea 15 ani și tu 19. Nea. Am fost și eu copil mai prost. Mai e ok. Gen... Cea mai, faza cea mai proastă este că el e conștient de ce face, dar nu-i pasă. Asta este fals. E era odată la mine și mi-a zis de fazele astea cu minorele și am rămas proastă. Răspunsul ia se dat, nu-i așa? Nu. E nu. Adevărat? Nu-i de la ea. Atunci e fals. N-au ăștia ce să-mi facă, nu mi se întâmplă mie nimic, nu-i n-am bag în seamă. Așa ceva. Ok. Niciodată. Asta e deja lumea care îmi vrea rău și cred că deja sunt conturile false sau contul acela fals. Aici? Cine e? Aici e fata aceea de 15 ani? Nu. Cine? Sau... Nu, 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 alta. A. De-ai spus tu că a fost una pe cont fals, că te-a mințit? Nu, contul fals cred că a fost alt... E prietena lui sau cine e? Nu are treabă cu... Ok. Ce puteai că de 15 ani ai agățat din Constanța? Asta e întrebarea mea acum. Damn. Damn. Păi bă... Aici e momentul în care... Da, da, trebuie, vreau să specific... Aici e momentul în care ți-ai luat șahmat. Spune frumos de tipa de 15 ani din Constanța. E o tipă care nu știam până mi-a zis că are 15 ani și gen, așa. Ea s-a dat la mine într-un mod animalic, adică nu... Irelevant, 15 ani. Da. Asta o să facă puștoaicele când corect, văd artiști, da. Nu? Corect. De-aia tu ca artist te ferești de chestiile astea, dacă nu vrei să ți se distrugă cariera. Corect, da. Și de asta nici nu am pulsat-o, și, adică nu am inițiat gen... Nu am mai vorbit, n-am vorbit. Păi să vrei și tu că eu te vreau rău. Vrei să vii la mine în 2 săptămâni? Stai cât vrei tu. Wow. Și am zis că am 15 ani. Nu, mi-a zis abia gen, adică nu mi-a zis din prima că are 15 ani. Și când ți-a zis că are 15 ani, ce ai făcut? Tu, nu am mai vorbit cu ea. I-ai dat bloc? Da. Mai ai conversația? Păi am dat bloc, am și șters conversația. Ai adică și șters nu, conversația. Nu... Adică nu am mai pusat în nicio direcție. Pentru că nu e cum se crede și gen foarte... Sunt foarte multe fete care gen fac chestia asta. Asta știu. Cine-i dumb ass bitch? Asta chiar nu știu.
Așa. Da, bro, da, gen, fetele astea probabil că nu mi-au zis ce vârstă sau că m-au mințit. Ți-am zis că sunt foarte multe persoane care vreau, pentru că eu nu mi-o dau așa. Și niciodată nu am ajuns să inițiez cu nimeni. E Sfânta Cruce, că niciodată nu am inițiat cu nimeni nimic. Și nu a venit nimeni până la mine. De vârsta aia. Cu alte fete, da, și poate unele screenshot-uri sunt de la, din conversațiile mele cu fete care poate s-au ofticat și le-au trimis sub pretextul că ar fi avut, na, o vârstă mai mică. Îmi poate vrea și rău. Ok, înțeleg. Și atunci când îți dai seama, când s-a iscat o chestie, cine are boală pe mine sau cine îmi vrea mie rău, gen caută să bată în toate părțile ca să-mi facă mie rău. Și poate știi și tu cum e să încerce cineva să-ți facă rău. Eu fără știu, să... Știu foarte bine, da. După muncă și după perseverență. Na. Cum am spus, această discuție este să discutăm despre aceste aspecte și să ne prezinți varianta ta. Da. Da? Noi efectiv prezentăm ce s-a spus de o parte, ce s-a spus de altă parte. Nu judecăm noi, nu tragem noi concluziile. Ai avut dreptul la replică. Da, normal, și de asta apreciez. În primul rând, eu nu am niciun mesaj în care una dintre victime mi-a prezentat conversația în care îi spune individului, adică lui Solomon, am 15 ani, am 14 ani. Da, toate sunt destul de vagi, am vrut să le verificăm și... Mie îmi pare rău că s-a lăsat loc de interpretat pe chestia asta. Poate e o lecție adică de învățat pentru este o lecție de învățat asta. Să fiu mai atent și să mă interesez mai mult de persoanele cu care aleg să am o relație de oricare ar fi ea. Sunt complet de acord. Crede-mă, sunt... Acum eu nu o să te acuz că ești un prădător sau nu. Nu consider că am informațiile necesare. Chiar nu consider că am informațiile necesare pentru chestia asta. E clar că există anumite fete care spun că ar fi fost folosite de el, dar e loc de interpretat, din păcate. Sau din fericire. Lecția pentru tine este să Normal. Îți asumi poziția de artist. Poziția pe care o ai față de un public. Un public, exact. În special un public minor. Ai înghesat, îmi pare rău. Nu, e regulă, scuze. Aș vrea să înțelegi că tu ai o influență, în special, știu, asupra minorelor. Și nu știu dacă îți plac minorele sau nu, dar poate ar trebui să te gândești la alea de la 18 ani în sus. Da, clar. Asta fac mereu, frate. Nu? Și când îți scrie o minoră, să fii sigur, păi, dacă e minoră după sau majoră. După ce mă fac e minoră, n-am mai dat de mine neam și asta poate să vă confirme oricine. Că după aia, dacă... Uite, faci chestia asta și cu una de 16 ani, care ok, e legal, dar după aia poate să zică de tine pe internet că ai profitat de ea și ea e minoră. Da, și... nu e reclama bine. Negativă. Reclama negativă, da. Da, normal. Scuză-mă o secundă. Sigur. Dar ideea e de ce s-a desperiat fetele, știi? Adică m-au contactat. Speriate? Da, m-au contactat acum mult timp. Cred că prin decembrie am început cercetările despre tine. Și erau foarte dispuse să mă ajute și pe final, în special azi, toate au fugit. Vrei să spun ceva? Păi, ți-am zis, frate, poate pentru că unele persoane îmi vor rău. Știi ce zic? Și poate nici nu e adevărat. Sau poate cineva pune pe cineva să îți scrie ție sau să... Screenshot-uri. Mi se niște screenshot-uri cu o fată aparent de 14 ani. Ori le-a dat unsend. Da, ne ferește. Adică... Asta cred că deja este foarte aberant, gen. Scuze-mă o secundă, că ți-l arăt imediat. Te-ai mai uitat cu la The Boys? La The Boys? Nu. Da, bine, acum... Chestia, partea ciudată în cazul ăsta e că... Deci, efectiv, persoanele care reclamă posibila prădare sunt persoane care n-au discernământ total până în ultima secundă. Exact, și de asta am și vrut să vin aici să mă văd cu voi și să vorbim, pentru că eu, știindu-mă că am fața curată și că nu am întreținut nicio relație sexuală cu vreo minoră. Well, you did. Unknowingly. Unknowingly. Mințit de ea. Ea spune că nu te-a mințit, tu spui că te-a mințit. Da. Cum să zică că nu m-a mințit? Bine, mă rog. Mi-a trimis buletinul? Nu, mi-a zis să-l cred pe el. S-a supărat. Așa mai fac fetele. E ok, îl cred pe el atunci.
Mersi. Da, eu merg pe dovezi. Eu merg pe dovezi. Știu, dacă frate, nu mi oferă dovada, pe mine nu mă interesează. Ești victimă sau nu ești victimă, oferă-mi dovada. Corect. Și văd că mi-a dat unsend. Mi-a dat unsend la niște screenshot-uri. Și asta mă bagă teabru, cât mi-a trimis. Aș vrea să nu mai ai legătură cu ea. Sigur. Chiar te rog. Să nu mai ai absolut nicio legătură cu ea. Da, sigur. Nu ți este prietenă? Știu, am observat. Da? Am observat, da. Față în față îți vorbește așa, pe la spate... Poate știu. Uite-ne știu, aici. Știu. Pentru că știu de la prietenii ei. Că a mințit și că minte și că... Poate mai mult. Mie îmi spune că e de frică. Acum că o fi de frică, că nu o fi de frică, da, ideea e că eu vreau să nu mai ai legătură cu ea. Da, pentru binele amândurora. Corect, da. Mi se pare cel mai corect. Da, mi-a dat ansen moftic. A, gata. Dar nu ți-a spus asta, că... Asta, dar nu știu. Asta ar fi de la către o fată de 14 ani, dar evident... Nu, asta nu. N-avem de să știm. Chiar nu. Așa poate să spun oricine ți-am zis. Exact, poate exact. Sunt foarte multe persoane care îmi vor rău și pe internet și așa că... Eu muncesc de 7 ani, frate, și fac muzică de 7 ani și e greu și cred că știi cum e să muncești pentru vizual. Băi, oricum erau vorbele astea pe internet despre tine. Da, se speculează. Se speculează. Și nu doar despre mine, despre, și despre asta muzicienii la fel, adică nu, mă rog, măcar am putut să le mai clarificăm cât de cât. Da, corect. Și să înveți și tu o lecție să te ferești. Te... Da. Dacă, eu dacă ești că... curat, cum spui tu, să te ferești de oameni care încearcă să-ți facă vreo cheie. Normal. Și sper că am învățat cu toții ceva. Na, da. Părerea ta care este, George? Indiferent cât de mare ar fi dorința voastră să faceți rău cuiva sau să vă faceți dreptate și fi sincer, sau altul, gen. Pentru că așa ajungeți să faceți niște chestii inconștient sau mințiți sau așa, după tot noi avem de suferit și... Se vede că a spus prieteni. Nu știu. Mersi, George. Vorbesc mult amândoi. Da, nu încercați să faceți un rău cuiva doar de dragul de a face un rău cuiva. Dacă vi s-a făcut o nedreptate, să știți că sunt legi în țara asta care vă protejează, să știți că aveți întotdeauna posibilitatea de a îndrepta ce ați greșit în cazul în care sunteți în categoria persoanelor care ați comis greșeli. Și cel mai bine în viața asta este să faceți lucrurile exact așa cum trebuie, să începi construcția casei cu fundația. Cam atât am vrut să zic eu. Tu dacă mai ai un mesaj pentru oamenii ce ne vor urmări? Ce să mai, aveți grijă cu cine vorbiți, aveți grijă să nu vă mintă femeile astea, că femeile astea sunt perverse rău de tot. Ți-ai luat cancer acum, dar tot ce înseamnă Vice, mai este Vice? Mă, nu, dar chiar sunt, bro, unele chiar sunt, mă înțelegi că uite în ce situație suntem acum. Okay. Acesta a fost un episod, bă, exact cum aș vrea eu să fie episoadele și să nu alerg după ei, în care omul să vină să discute acele acuzații, ce îi se fac. Corect. În situația de față am avut 3 fete care au spus că ar fi avut 16 ani, 15 ani și 14 ani. Nu au oferit nicio dovadă concretă. Bine, fata de 16 ani am înțeles că l-a mințit, dar celelalte fete, 15 ani, el avea 19, ok. Și cealaltă de 14 ani nu a oferit nicio dovadă concretă că el știa că ar avea 14 ani sau nu. Drept urmare, prin acest vlog am vrut să discutăm cu el aceste acuzații ce umblă pe internet și sper că le-am clarificat. Sper că a înțeles și el că este foarte bine să aibă grijă, având în vedere că este persoană publică, are o anumită influență, să aibă grijă cu cine vorbește. Și dacă dorește să cunoască fete prin prisma faptului că este artist, să cunoască majore, că nu se supără absolut nimeni. Vă lăsăm pe voi să vă trageți concluziile, noi nu l-acuzăm de absolut nimic, noi doar v-am prezentat ce am primit și declarațiile lui. Bun, acesta a fost Solomon, acelea au fost răspunsurile lui. Acum în încheiere vom concluziona tot ce am văzut până acum și tot ce s-a mai întâmplat mai departe și după acea filmare, pentru că și în această seară când filmez, eu m-am întâlnit cu Solomon pentru a rezolva anumite aspecte. Există un băiețel pe internet, îi se spune Benchy, care am înțeles că este haterul lui de foarte mulți ani. Benchy, din informațiile pe care le am, este un ciudățel care... O să vedeți cât de amuzantă e toată treaba asta. A solicitat uneia dintre victime poze cu fundul în schimbul sumei de 1500 de ron. Căci așa mai fac ăștia care dau cu hate în stânga și dreapta și n-au nimic altceva de bun de făcut. Așa că Benchy, pentru noi ești cel mai mare ciudat posibil. Adică, come on, cum se face așa ceva să ceri poze unei minore nud în schimbul sumei de 1500 de ron? Scârbos. Vom discuta acum de primele două fete, domnișoara T și domnișoara M.
Înainte să iasă acest material, adică în timpul în care l-am pregătit și am anunțat pe story-uri, au ieșit niște vorbe cum că victimele au fost deconspirate și au fost amenințate. Vreau doar să vă spun că eu le-am păstrat anonime, ele au împărțit screenshot-urile între ele, nu știu cine le-a dat mai departe. Ideea este următoarea. Eu în seara când trebuia să mă întâlnesc cu Solomon, el deja primisese toate screen-urile de la o persoană care este prieten comun cu una dintre aceste fete. Eu am încercat să le păstrez anonime, în caz că poate Solomon este vreun nebun și se duce după ele. N-am avut nicio implicație în situația asta. El aflase chiar și conversațiile noastre private, adică dintre mine și una dintre fete, pentru că aceasta a făcut screenshot-uri și le-a dat mai departe. Consider că eu mi-am dat tot interesul ca ele să fie protejate și să se afle adevărul, dar atunci când tu împarți screenshot-uri în stânga și în dreapta, gândește-te că pot ajunge peste tot. Din discuțiile mele purtate în această seară cu Solomon și chiar cu ambele fete, atât domnișoara T și domnișoara M, s-a concluzionat următoarele. Ei s-au împăcat. Domnișoara T era dezamăgită și rănită pentru că Solomon a lăsat o baltă când ea avea cel mai mult nevoie de el. Ea nu voia să îl expună cu nimic, nu s-a simțit victima lui sau ceva, dar îi se implementase ideea în cap că Solomon ar putea fi un pericol pentru minore și voia să ajute și acum a putut și pentru asta îi mulțumesc foarte mult și îi respect curajul. Cert este că ei s-au împăcat în această seară, Solomon și-a cerut iertare pentru că nu s-a purtat ca un bărbat în acea situație și sper că în acest fel au lăsat loc de bună ziua. La fel și cu domnișoara M, Solomon a discutat și cu ea. Din conversația avută, aceștia, la fel, s-au împăcat, totul a fost ok și categoric, cu promisiunea făcută mie de către Solomon, fetele nu vor primi niciun fel de bully, nu vor fi amenințate, nu vor fi jignite de nimeni din partea lui Solomon. El își asumă faptele lui, îi pare rău pentru cum a acționat cu fetele, că poate nu a fost de corect trebuia, dar eu nu am văzut aici un comportament de pedofil. Am văzut doar un puștan care, folosindu-se de faimă și de mentalitatea de trapper, a încercat și el hit and run la cât mai multe persoane. Nu cred că scopul lui era să facă asta cu minore, ci cu fanele lui. Cum am spus, am avut o discuție destul de lungă cu el, chiar și în seara asta, și i-am explicat cât am putut și eu așa, cu vârsta mea, că trebuie să respecte persoanele cu care are o treabă și să lase până la urmă loc de bună ziua. Mi-a promis că a înțeles, că își va regla puțin comportamentul pe viitor, să nu mai pară așa golan și din egoismul lui să-și bată joc de fete. Eu sper că nu greșesc crezând că o să fie mai ok pe viitor. Sper că fetele sunt mulțumite de acest outcome. Sper că apreciază scuzele lui și totul să fie ok. Acum aș dori să lansez și un sfat pentru fetele fascinate de trepării lor favoriți. Fetelor, mulți dintre ei sunt golani și nu caută nimic serios. Vor doar să se distreze cu voi o noapte, două, trei și atât. Mulți vor încerca să vă păcălească, mulți vă vor face grooming, că sunteți cel mai minunate, că sunteți cel mai tarfane, că nu știu ce. Și în final să profite de voi. Încercați să nu cădeți pradă acestor indivizi, cum și poate și aceste fete într-un fel au căzut pradă lui Solomon. Doamne ajută că nu s-a întâmplat nimic mai grav și că totul este ok, dar încercați să înțelegeți că de obicei indivizii aceștia faimoși sunt căutați de foarte multe fete și evident că vor suferi de paradoxul alegerilor. Nu vor ști ce să aleagă, așa că vor alege tot ce pot. Și ca să subliniez, să se înțeleagă cât mai bine, eu nu iau apărarea lui Solomon, nu iau apărarea fetelor. Am expus exact ce am primit în aceste 4 luni, toate screen-urile pe care le-am primit, ce am înțeles eu din discuțiile cu toată lumea. Voi puteți să considerați absolut ce doriți, eu am expus materiale pe care le am. Opinia mea rămâne că Solomon nu este un pedofil, nu este nici prădător, nu are comportament de prădător, are comportament de trapper faimos care își folosește faima să se mai distreze și el cu o fată sau alta. Dacă există minore care au fost contactate de el și putem să avem și aceste dovezi, să le vedem cu ochii noștri, vă rog să le trimiteți și acest material va fi imediat remediat. Până în momentul de față când filmăm asta, nu avem nicio certitudine că Solomon atentează la minore pentru a le abuza. Avem doar certitudinea că Solomon este un trapper ce își folosește faima pentru a face sex. Cam ăsta a fost materialul. Dacă sunteți unii dezamăgiți, îmi pare rău. Eu chiar vreau să țin cu dreptatea. Nu m-a plătit Solomon, nu m-a amenințat, nu m-a șantajat, nu mi-a dat să mănânc, n-am avut niciun beneficiu. Vreau doar să înțelegeți că aș fi avut mult mai multe beneficii și mult mai multe like-uri și vizualizări dacă dădeam acum în el, în stânga și în dreapta și îi spuneam, mamă ce pedofil, bolnav, dar nu sunt genul, Mie îmi place să prezint cât mai real posibil cum consider eu, că în capul meu mi se pare că asta este dreptatea. Dacă greșesc, îmi pare rău. De aceea vă ofer și vouă posibilitatea să vă dați singur cu părerea, să vă expun totul, tot ceea ce văd eu, să vedeți și voi.
Până data viitoare, stați departe de prădători.